Pace și bună dimineața! Cum v-ați odihnit? Noaptea lungă, scurtă? Scurtă, așa-i? Păi, să pui serviciu sâmbătă de la ora 10, e grav de tot, așa, deci unii chiar ați biruit. Și mă gândesc că dacă ați biruit și ați venit, ați făcut sacrificiu să veniți la casa Domnului, ar trebui să vă facem și o bucurie sau mai multe bucurii. M-am gândit că de foarte multă vreme surorile așteaptă să spună public un lucru frumos despre bărbatul lor. Cum zicea Apostolul Pavel, vă gândeați voi la așa ceva, dar vă lipsea prilejul. Uite, acum eu le dau la surori ocazia să spună un singur lucru bun despre bărbatul lor, cu precizarea că n-aveți voie să repetați ce-o zis aia dinainte. Știu că e lucru greu, pentru că ați putea spune foarte multe lucruri bune, dar nu vreau să-mi luați tot timpul de predică, deci să spuneți un singur lucru bun despre bărbatul vostru. Cine începe? Nu uitați că așa, că cine începe e cel mai ușor. Da, zi. Plin de bunătate. Plin de bunătate. Nu trebuie să ridicați mâna, dați drumul. Îngăduitor. Îngăduitor. Darnic. Plin de dragoste. Blând. Harnic. Răbdător. Cu toți sau și cu tine? Cu tine, da, da, da. Noi nu suntem egoiști, dar apreciem. Bun. Altceva? Iubitor. Dar nu s-a zis iubitor? Descurcăreț. Ah, da, da, da. E, da, descurcăreț. E bun. Cum? Iertător. Păi ce, bărbații au ce să ierte, nu prea, dar nu. Iertător cu frații, da? Familist. Nu s-o zis îngăduitor? S-o zis, mai zi una, da? S-o zis. De toate. Aoleu, bărbatul perfect. Frate, să facem o poză. Următoarea carte scriu bărbat perfect, să fac o poză, te pun acolo. Sacrifică în slujire. Domnul să-i binecuvinteze pe toți. A rămas careva care n-a zis, ca să nu înțeleg. Păi voi mă testați, nu s-o mai zis o dată înțelegător, nu? Da, da, nu, acum s-a obosit. Adică să nu faceți cumva să-i lase inima. Bă, un lucru nu a putut zice a mea, știi, acolo. Acum ziceți toate. Ai zis ceva? E bun, bun. Deci toate sunteți rezolvate. Vreți să auziți ce o să zică bărbații despre voi? Deci dacă aș fi eu la o întâlnire doar cu bărbații, normal că i-aș ruga să zică un lucru frumos despre nevastă. La bărbați e foarte greu, pentru că voi atâtea calități aveți și acum de dimineață iau din toate să aleagă una singură și bărbații, n-aveți voie să repetați ce-o zis cel dinainte. Voi cu o ureche ascultați ce zic bărbații și cu cealaltă jumătate de creier vă gândiți să ne spuneți ce lucru frumos aveți în plan să faceți pentru bărbatul vostru în următoarea perioadă. Deci ce v-ați trecut acolo în agenda minții? Uite, asta o să fac eu frumos pentru soțul meu. Până atunci, bărbații, ia ziceți înțeleaptă. Aia din răbdătoare. Bună organizatoare. Harnică. Credincioasă. Atentă la detalii. Numără scamele sau nu? Am înțeles. Să nu-i lipsească o scamă vreodată. Am înțeles. Da, da, e bun. La detalii. Adică parcă sunteți o leacă mai mulți decât... Cum? Economistă, da. Da, da, bun. E bine. Așa au zis. Era o soră economistă și când s-a dus pruncul la școală pe timpul lui Ceaușescu, taică-s-o era păstor, zic că... Taică tot ce-i, păstor și mama, comunistă. Atât o știu, comunistă, da. Cum? Mâncare ca la mama. Asta e de bine sau de bine? De bine, dacă ne-am obișnuit cu gustul de la mama, mâncare ca la mama, da? Jertfitoare, da? Sacrificiu. Apropo, uitați, eu... O să vă dau sfaturi, că asta fac, dau sfaturi. Știți, ar fi foarte important și în viața de familie, și în viața de biserică, și în relația cu Dumnezeu,
să eliminăm, în afară de ce spune Biblia că este bun sau rău, să eliminăm cuvintele bun sau rău și să folosim o expresie, pe gustul meu. Și să vă spun de ce. Spuneți-mi, cineva zice, sora face mâncare bună. E adevărat? Sau spune, mâncarea n-a fost bună. E adevărat? Întrebarea mea, cine-i cel care zice că mâncarea e bună sau nu? Dacă este cel mai mare expert în arta culinară din Austria, are dreptul să spună că mâncarea e bună sau nu. Dar dacă el habar n-are cum e o mâncare bună, ce-l califică pe el să spună că mâncarea e bună sau nu? Cântă fanfara, da? Băi, ce nu cânta fanfara bine? Dar zic, tu ce curs de dirijat și de asta ai făcut? Nu, frate, eu nica, dar eu mă pricep. Știi, la noi habarniștii se dau cu părerea. Nu cânta soara bine. Bă, dar ce școală de muzică ai tu? N-am, frate, dar de unde știi? Ei, pe mine ce mă deranjează, nu doar că noi dăm note, dar n-avem nicio calificare. Noi am ajuns până acolo că noi îi dăm calificative lui Dumnezeu. Pe mine Dumnezeu nu mă iubește. Serios? Dar de unde știi tu asta? Păi Dumnezeu a spus că ne iubește. De unde știi tu cum te iubește Dumnezeu? Că mi-a crescut o unghie, mai așa. Și ce treabă are unghia ta? Și asta am zis, dacă noi românii, până că și lui Dumnezeu îi dăm calificative, foarte ușor ne dăm note unii altora. E bine sau nu e bine? Și greșim, dragii mei, pentru că dacă nu suntem specialiști în domeniu, n-ai cum să știi dacă e bine sau nu. Bine, noi românii ne pricepem la toate, asta e altă problemă. Și atunci, ca să jucăm sincer, am putea spune așa, cântarea n-a fost pe gustul meu. E corect, n-a fost pe gustul tău. Nu înseamnă că n-a fost bună. Predica n-a fost pe gustul meu. Eu știu ce gusturi ai tu. Adică dacă ție îți plac murăturile și ăla ți-a adus ceva dulce. Normal că n-a fost pe gustul tău. Dar nu înseamnă că lucrul respectiv n-a fost bun. Asta am zis vis-a-vis de ca la mama acasă, că e bine că nu zici că rea sau ne-am înțeles, da? Sunt ca la mama acasă. Acum a făcut mama, e altă treabă, nu contează. Dar dacă e ca la mama acasă, dar dacă în cazul lui mama a fost cea mai bună bucătăreasă, e super. Dacă, Doamne ferește, în cazul lui mama a fumat tot timpul mâncarea și venea și spunea, frate Iuga, să vii la noi la masă, că nevastă mi-a face ca la mama acasă. Eu, gândindu-mă cum e ca la mama acasă, mă duceam la niște afumături, zicea, bă, chiar că e poate ca la maică ta, dar nu înseamnă că e și bună. Să știți că va fi foarte greu și în relația de familie, unde ori, s-ar putea să nu fie bine sau rău. Binele sau rău îl decide doar Dumnezeu. Amin? Poate ar fi mai bine să spui, dragă, nu știu, zama asta nu e pe gustul meu. O fi ea bună, zice, bă, am luat cea mai tare rețetă din ultima vreme. Bă, fată, e bine că ai luat-o, o poți lăsa acolo. De ce? Eu nu zic că nu-i bună. Deci o primi nota 10. Măi, dar nu-i pe gustul meu, nu mai te chinui. Dă-mi doi cartofi că-s pe gustul meu și îți dau eu nota 10. Mă scuzați, asta era pentru bărbați, să vă mai gândiți ce calități au nevestele. Care n-ați zis? Frumoasă. Frumoasă. Ai zis asta, ești cam firesc. Nu, cum să spui asta în biserică? Nevasta e frumoasă. Cea mai frumoasă. Cea mai frumoasă. Pentru tine. Corect. Dar nu sora ta. Ca să nu încurcăm lucrurile. Da, da, da. Și asta e o chestie. Știi că, domnule, pentru mine... Vedeți, și aici mie îmi place să nu fim așa nici demagogi. Haideți să vorbim între noi, bărbații. Nu ne auzi surorile. Există femeie mai frumoasă în lume ca soția mea? Nu. Ba da, cum să nu există? Dom'le, hai. A, stai un pic, asta spun. Femeie mai frumoasă în lume ca soția mea există, dar nu pentru mine. Există, după stasul ăia, pentru mine, există femeie mai harnică în lume ca nevasta ta. Nu vă riscați, am văzut, nu vă riscați, da? Eu o să vă spun, există.
Nu ca voastră ar fi leneșe. Sunt în unele care, nu știu, sunt roboți sau așa ceva. Dar spui, Doamne, pe mine nu mă interesează chestia aia, da? Există bărbat mai înțelept în lume ca tău? Ai spus, poate, nu știu dacă mai înțeleg, dar mai deștept sigur este, că sunt din ăia cu IQ, nu știu ce. Bun, dar asta nu face nicio diferență, noi să fim realiști. Da, Doamne, există, dar pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează darul lui Dumnezeu și eu sunt împreună cu totul altceva. Și apropo și chestia asta, Doamne, face cineva mâncare mai bună decât nevasta? O fi făcând, eu știu, în lumea asta, una tătă ziua asta, numai învârte mirodenii pe acolo. Dar ce legătură are una cu asta? Asta e nevasta mea, o iubesc, ne bucurăm și aia trebuie să-și facă macaroanele, da? Bun, mai există bărbați care trebuie să spună ceva, să nu fiți pedepsiți. Surorile, ce lucru bun vă planificați pentru soțul vostru în viitor apropiat? Acum, voi ați avut șansa să faceți ce fac eu. Eu îmbătrânind, am mai schimbat anumite lucruri când zice cineva, frate, să te rogi pentru mine. Eu zic, acum. Auziți, eu atât am pe cap, ce să-i promit eu că mă rog pentru fratele? Eu plec de aici, nici nu mai știu că există fratele. Știți când îmi aduc aminte că o să mă rog pentru el? Dacă nu alta, știți cum? Când îl văd a doua oară, îl văd că parchează mașina, eu nu ți-o zis că... Eu, Iisuse, iartă-mă, binecuvântă-l. Când ne întâlnim, ce frate, eu că te-ai rugat pentru mine. Slăvit să fie Domnul. Numai ce am zis-o din parcare până aici. Deci voi ați avut ocazia acum să vă și treceți. Uite ce o să fac. Ești curios, ce o să faceți frumos pentru bărbatul vostru în viitorul apropiat, următorii 25 de ani? Adică, da. Voi nu sunteți curioși, bărbații? Ia să vedem. Hai să vă spun un lucru. Dacă nu vă planificați, sigur vă iese. Dacă vă planificați, nu-i sigur că vă iese. Dar dacă nu vă planificați, vă iese. Vă planificați nimic, nimic, da. Deci e taină, nu spuneți, da. Bărbații, ce v-ați planificat să faceți frumos pentru nevestele voastre în următorul cincinal? Să o iubești mai mult. Crezi că poți? Lucră atunci, e bine. Abia așteaptă soră. În fiecare zi, mai mult, da. Să citiți mai mult împreună. O casă frumoasă. Își dorește să... Păi nu că dacă ea nu-și dorește și tu asta vrei să faci frumos pentru ea, s-ar putea să ai mari surprize. Nu v-ați gândit la... Păi ar trebui să ne gândim, nu? Dacă toată viața e planificată, ne planificăm asta, ne planificăm asta, ne planificăm asta, ne planificăm asta, poate că ar trebui să ne planificăm și lucrurile frumoase. Cu precizarea că dacă faci și în plus decât ți-ai planificat, slăviți să fie Domnul. Eu și vis-a-vis de viața spirituală, eu mă duc pe reguli minime în har. Trăim în har, dar harul poate fi interpretat foarte greșit. O să vă dau un caz, un exemplu. Rugați-vă neîncetat. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă niciodată. Că rugați-vă neîncetat, mă rog acum, nu pot acum, mă voi ruga atunci. Eu spun așa, rugați-vă neîncetat, mă voi ruga de câte ori voi putea, minim de câte ori pe zi. Și îmi stabilesc un minim. Și atunci spun, băi, de la minimul ăsta pot să mă duc oricât în sus, dar nu pot coborâ sub nivelul ăsta, asta e minimul care mi-l propun. Îmi propun să citesc Biblia. Cât? Frate, cât mă ajută Domnul? Cât te ajută Domnul dacă are minimul? Pentru că dacă stabilești un minim și spui, băi, o să citesc un capitol pe zi sau 10 versete, și ajungi la 11 noaptea, că tot te-ai luat, n-ai putut. Și băi, eu am făcut o juruință. Eu nu închei ziua până n-am citit 10 versete. Că-s mai somnuros, că nu somnuros, mă uit, am pus acolo și le citesc alea 10. Dacă sunt în har, acum ce n-ar rost să citesc, că-s buimac de cap și nu o să înțeleg. Dimineața iară n-ar rost să citesc, că-s grăbit, la amiază n-ar rost să citesc, că mă ia nu știu ce. Și poate trece săptămâna, n-am citit nimic, pentru că sunt în har. Și pot să fac oricând,
Și nu fac deloc. Așa poate fi și în viața de familie. Frate, eu oricând pot face lucruri frumoase pentru nevastă. Slăviți să fie Domnul. Ce ai în plan să faci? Și apoi dacă după asta spui, frate, eu mi-am propus să fac 3 lucruri frumoase, dar săptămâna asta Domnul m-a ajutat să fac 7. Păi, sper că nu leșenați surorile, nu? Suportați mai mult decât minimul, da? Haideți să ne propunem, poate și ca familie, când e vorba de un început de an sau altceva, să spunem, uite, dacă Dumnezeu ne ține în viață, dacă Dumnezeu ne ține cu sănătate, ne propunem anul acesta să facem asta sau lucrurile acestea. Dacă Dumnezeu ne ajută să realizăm mai mult, slăviți să fie El. Facem ce ține de noi să realizăm ce ne-am propus. Dacă se schimbă viața și nu vom putea ceva, înțelegem că n-am putut, că s-au schimbat anumite lucruri. Dar eu zic că dacă ne propunem ceva, tot vom face. Deci e foarte important să ne gândim la aspecte care îi produc bucurie celuilalt. Și în dimineața aceasta aș vrea un pic pe subiectul acesta al bucuriei să ne gândim și o să vă pun iarăși întrebarea asta, a fost de încălzire. Și prima întrebare, că întrebările mele sunt doar simple. Așa din cât cunoașteți voi Sfânta Scriptură, merită să facem bucurie celor ce nu ne fac bucurie sau chiar ne întristează? Îmi puteți da și vreun argument biblic? Nu cei sănătoși au nevoie de vindecare, cei bolnavi, și o aplici la chestia asta. Ok, altceva? Deci ideea este dacă eu merită să investesc, că e o investiție, să fac bucurie celor care nu-mi fac bucurie sau chiar îmi fac durere, da? Păi dacă ne gândim la învățătura Domnului Iisus Hristos, ne spune Domnul să ne rugăm pentru cei care ne urăsc, ne prigonesc. Păi când te rogi pentru cineva, nu e un motiv de bucurie că îi aduce înaintea lui Dumnezeu. Dacă ne gândim la modelul Domnului, și avem în Scriptură, blestemați pe cei ce vă binecuvintează, sau cum? A, binecuvântați pe cei ce vă blastemă. Deci ideea e clar. În învățătură găsim suficient sprijin să facem bine, să producem bucurie celor care ne produc întristare. Dacă ne uităm la modelul Domnului Iisus Hristos, Domnul Iisus a încercat să facă bucurie celor ce îi produceau întristare. Da, a făcut lucrul acesta. Deci ar trebui să ne gândim să facem bucurie și unor oameni care nu ne fac bucurie. Atunci vine a doua întrebare, care e un pic mai simplă. Merită să facem bucurie celor ce ne fac bucurie. Cu atât mai mult ar fi, da? Cu atât mai mult. Gândiți-vă la Apostolul Pavel, care făcea multă bucurie fraților și încerca să facă multă bucurie fraților. Gândiți-vă la Domnul Iisus Hristos care spune, spre exemplu, în Ioan 15, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi. O spune ucenicilor. Ioan scrie, v-am scris scrisoarea aceasta pentru ca bucuria voastră, să aveți bucurie împreună cu noi. Acum, întrebarea la cei care ne fac bucurie. Cine ar intra? Ar intra Dumnezeu? Ar intra și partenerul de viață. Adică partenerul de viață ar trebui să îi facă bucurie celuilalt. Că vedeți, viața creștină are și partea de întristare și de mâhnire în anumite situații și în același timp există parcă niște porunci care ne dau de gândit. Bucurați-vă totdeauna în Domnul. Bucurați-vă în necazurile voastre. Bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri. Deci ni se poruncește. Cel care cunoaște viața creștină normală nu poate să spună că viața creștină este o viață posomorâtă tot timpul. Da, plângem cu cei ce plâng, dar ne bucurăm cu cei care se bucură și ne bucurăm în Domnul. E normal ca și în viața de familie să nu privim doar că noi ar trebui doar să plângem și să ne ajutăm unii pe alții să fim posomorâți, ci să-i producem bucurie celuilalt, indiferent că vorbim despre bărbat sau despre femeie.
Și atunci, dacă merită să facem bucurie celor care ne fac bucurie, întrebarea mea următoarea este, că mă duc un pic progresiv, merită să facem mai multă bucurie celor care le-am făcut bucurie? Fratele a zis că își propune să-și iubească mai mult soția. Adică tu nu te-ai dus pe ideea românească, știi că la nuntă vin unele și spune să vă iubiți tot timpul ca astăzi. E un fel de blestem creștin, știi, dar nu ne dăm seama așa la... Fratele spune, băi, dar stai un pic, eu așa cum cresc în alte domenii, pot crește și în dragoste. Din câte înțeleg din Scriptură, spune să creștem în toate privințele și nu se referă numai la cele fizice, ci să creștem. Chiar aseară discutam cu fratele păstor, pentru mine, surprinzător în lumea noastră a pocăiților, la unii este cât de deschiși suntem pentru progres în cele lumești, cea mai tare casă, cele mai bune geamuri, cele mai faine covoare, cele mai bune prize, cel mai bun sistem de ventilație, de încălzire. Și mi se pare normal, dacă poți. Ați văzut că n-am zis de mașini nimic, fraților, nici de pantofi, nici de poșete, nu mă bag în chestiile astea. Iar când e vorba de Dumnezeu și de lucrarea Lui, suntem tot ca pe vremea lui Moșii în roată, tot cu opincele de atunci, cu... nu că ar fi rele, la unele chiar ne împiedică, că nu mai știm să le legăm, știți? Ce, bă, Moșul a fost așa. Da, mă, da, Moșul tot nu umblat cu X6. Deci, într-un domeniu, în cele pământești, vrem să sărim la ultimul răgnet, iar când e vorba de cele spirituale, frate, noi să fim smeriți ca la început. Stai, mă, smerenie una și ca la început cu unele chestii, cu totul altceva. Te uiți, apreciezi clădirea care aveți. Noi mai avem în România chestii de genul ăsta, spre exemplu, cu bătrânii. Vrei să schimbi geamurile la biserică sau vrei să schimbi ceva? Normal că nu-s chiar cele mai rele geamuri, știi? Da? O fi de vreo 30 de ani. Frate, dar cum să aruncăm noi bunătatea asta? Dar zic, băi, acasă, ăia la casă și le-o schimbat de vreo 4 ori în ultimii ani. Dar la casa Domnului, frate, să rămâne în statornic, că-i stejar de pe ce-o fi, știi? Da? Bă, dar fă-i așa și acasă, exact așa și în relație. Unii ar putea spune, frate, ce bine că noi suntem ca la început. Eu spun, da, am putea să fim un pic mai bine ca la început. O să deschid Scriptura astăzi împreună cu voi și m-aș bucura să o deschideți și m-aș bucura să o avem și pe calculator, dacă se poate, în scrisoarea scrisă de Apostolul Pavel către Biserica din Filipi și o să citesc din capitolul al doilea și aș vrea să ne uităm la câteva versete. Și o să vă spun la ce se referă Apostolul Pavel și apoi o să încercăm, eu citesc versetele și voi îmi dați idei practice. Deci din capitolul 2, versetul 1. Deci, după ce în capitolul 1 prezintă niște lucruri, bănuiesc că le știți sau o să le citiți. Deci, dacă este vreo îndemnare în Hristos, e clar că nu vorbim de lucruri păgâne, nu vorbim de lucruri în afara Scripturii, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo mânghiere în dragoste, dacă este vreo legătură a Duhului, vorbim de Duhul Sfânt, da? Dacă este vreo milostivire și vreo îndurare, spune Apostolul Pavel, versetul următor, citiți voi. Faceți-mi bucuria de plină. Ce înțelegeți prin cuvântul de plin? Întreagă, complet. Deci să înțeleg că până acum cei din Filip nu i-au făcut nicio bucurie lui Pavel? Nu, i-au făcut bucurie. Și dacă o să întoarceți spre final, ascultați versetul 15 din Filipeni, capitolul 4. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea, afară de voi. La ce se referă aici darea și primirea? La? La un ajutor pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Și Pavel cum o spune asta? Băi, să vă fie rușine.
Voi m-ați ajutat în lucrarea lui Dumnezeu. Când am primit virament, un cont de la voi, am avut o întristare, m-am rugat, Doamne, ajută-i să se pocăiască. Asta vrea să spună Pavel. Păi orice am vrea noi să spunem, ascultați ce spune versetul 14. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Adică el spune, și o să vedeți, spune fraților, eu m-am bucurat tare mult când ați fost alături de mine. Mi-ați făcut bucurie. Și am dat doar un exemplu. Cei din Filip i-au făcut multe bucurii apostolului. Și apostolul spune fraților, am o rugăminte. Voi care îmi faceți bucurie, ați putea să faceți ca bucuria mea să fie mai mare. Bun, acum vă întreb, pe cinstite, apostolul le-a făcut bucurie lor? Deci aici nu suntem la capitolul să fac bucurie celui ce îmi produce întristare. Deși ați spus că și acolo trebuie să lucrăm. Dar acum am lăsat-o asta, nu vorbim de bucuria dușmanilor, nu vorbim de bucuria celor care ne prigonesc, cum le facem lor bucurie, ci vorbim, Doamne, e biblic, e normal să-i fac mai multă bucurie celui ce mi-a produs bucurie. Că dacă spui, frate, soțul meu nu-mi face nicio bucurie, îl bași la primul punct, ai zis că și ăla trebuie să-i faci bucurie, da? Dar ascultați un lucru care noi nu-l credem, deși îl credem teoretic, dar nu-l credem când e vorba de pus în practică. Bănuiesc că unii dintre voi stați la casă, nu? Și dacă nu stați la casă, cel puțin aici în Austria, oriunde vă duceți, aveți ocazia să vedeți niște culturi în jurul vostru. Spuneți-mi dacă un austriac vrea să aibă 2 hectare de fasole, ce plantează? Nu, am uitat să spun, e austriac pocăit și crede în puterea și în minunile lui Dumnezeu. Nu vi se pare normal el să planteze grâu și apoi să se roage lui Dumnezeu, Doamne Atotputernicule, fă din sămânța de grâu să răsară fasole. De ce plantează el? El tot se roagă, tot cere binecuvântarea Domnului, de a plantează fasole. Spuneți-mi și mie, de ce plantează fasole necredinciosul ăsta? A învățat din Biblie că ce seamănă omul, aceea va secera. Dumnezeu a lăsat o lege naturală în lumea aceasta, pui morcov, ies morcov, pui castraveți, ies castraveți, pui ură, ce este? Mai multă ură, că spune, veți semăna cu vârf și îndesat, cu măsură mai mare. Pui indiferență, pui dușmănie, pui duh de ceartă. Ce o să iasă, frați și surori? Tot asta numai mai amplificat, dintr-o boabă ies 7, știi? Și atunci dacă cineva spune, frate, eu nu mă pot bucura de iubire, ce să fac? Ascultă, plantează iubire. Acum, pentru surori, vreau să vă spun că la bărbați unele chestii germinează mai greu, adică nu plantezi primăvara și iasă toamna. Iasă peste 2 ani, dar tot iese. Adică un copil al lui Dumnezeu ce poate planta decât cei din Dumnezeu? Și atunci spui, frate, aș vrea să fie mai răbdător cu mine. Ce ți-a zice eu? Plantează răbdare. Aș vrea să vorbească mai frumos cu mine. Plantează ce? Cuvinte frumoase, un duh blând și liniștit. Exact același lucru pentru bărbați. Aș vrea soția să mă aprecieze mai mult. Super, apreciază-o. Dar nu înfățar, nici sincer, apreciază-o pentru asta. Dacă n-aveți motive să vă apreciați soțiile, în pauză vă dau eu motive, numai să mă aduceți aminte mai multe decât vă gândiți, da? Deci dacă și pentru cei care ne produc întristare, noi cei mântuiți, trebuie să facem ce ne ajută Dumnezeu să producem bucurie, cu atât mai mult pentru cineva care îmi produce bucurie. Sigur, la nivelul la care poate, eu sunt obligat să produc bucurie. Și atunci, nu uitați că durere fac destui, da? Uitați cum vede Apostolul Pavel pe credincioșii și familiile din biserică care îi produc bucurie. Aici Pavel spune, faceți mie bucuria deplină. Dar eu vreau să vă întreb ceva, ca să nu zicem că o luăm chiar pe arătură. Când apostolul Pavel spune, faceți-mi bucuria deplină,
I-a trecut prin cap să le ceară filipenilor să-i facă lui bucurie printr-un lucru care îl va întrista pe Hristos? Așa ceva nu există. Pavel nu vine să spună, o să vă spun eu cum îmi faceți mie bucurie, nu mă interesează ce-i produceți lui Hristos, eu să fiu bucuros. Păi știți care era obiectivul suprem al lui Pavel? Nu să le facă bucurie filipenilor. El trebuia să-i facă bucurie lui Hristos. Și în dorința de a-i face bucurie lui Hristos, se ocupa de mireasa lui Hristos. Și e absurd să gândești că Pavel ar fi spus, uite, voi biserica din Filip, faceți-mi mie bucurie, nu contează ce simte Hristos. Lucrurile pe care el le cere sunt exact în concordanță cu voia lui Dumnezeu. De asta nici soția, nici copilul, nici mama, nici soțul n-au voie să spună celuilalt, fă-mi bucurie, nu contează cum se simte Dumnezeu. Nu, fă-mi bucurie în bucuria lui Dumnezeu. Deci am făcut precizarea, dacă este vreo îndemnare în Hristos, dacă este vreo legătură a Duhului, un alt slujitor spune tot în ideea aceasta, fraților, eu n-am mai mare bucurie decât atunci când umblu undeva să-i găsesc pe copiii Domnului umblând în adevăr. Păi nu pot avea altă bucurie. Ei, acum, în adevăr, ați deschis la capitolul 2, v-ați întors acolo, faceți-mi bucuria de plină și aveți. Vine cu idei foarte practice. Asta să știți că ar trebui să învățăm, vă dau un pic de timp de gândire, că o să vă pun întrebări. Noi de multe ori suntem foarte teoretici și deseori negativiști. Eu m-am cam săturat de chestia asta, nu știu dacă s-au săturat și ai voștri, m-am cam săturat să vină să-mi spună lumea, frate Iuga, nu-i bine așa. Asta m-am săturat. Dacă aș fi dirijor, m-aș sătura, frate, nu-mi place cântarea asta. Ar trebui să zic că nu-i pe gustul lui. Știi ce cred că nu te-ar deranja? Dacă ar spune, frate, uite, eu am urmărit sacrificiul vostru, repetițiile voastre, dragostea voastră pentru Domnul, am văzut ce cântări cântați și am stat, m-am rugat, am cercetat, știu și o leacă de muzică, știu câțiva dirijori foarte... Și în cercetarea mea am găsit o cântare care cred că îi place Domnului și înviorează biserica și să-ți aducă știma. Vrei să te uiți peste ea? N-ar fi mai bine. Decât, frate, mie nu-mi place ce ai făcut matale. Am spus, da, unul, frate, nu-mi place apa care o bei. Poate nici mie nu-mi place, dragilor. Dar după câte minte am, n-am găsit alta mai bună. Știi ce aș aprecia de la frate? Nu tot să-mi spună, frate Iuga, apa pe care... Să spună, frate Iuga, am văzut ce bei. Eu le am un pic în domeniul ăsta. S-o nimerit că am două sticle în mașină. Am o rugăminte. Pot să schimb apa asta, ce bei dumneata e de 2 lei și de 2 bani, am eu una de 7 stele, putem să schimbăm sticlele. Așa, după câtă mintiuță vedeți că am, m-aș sacrifica? Asta ar trebui să învățăm și în viața de familie. Nu, domne, nu-i bine. Nu, nu că nu-i bine. Asta nu-i bine, dar uite cum am putea face bine. Dacă vă uitați în Apocalipsa, apropo, la Mirele Suprem, la Domnul Iisus Hristos, niciodată nu se oprește la a spune nu e bine. Apropo, el totdeauna începe cu aprecieri, știu, apreciez, apoi spune, uite ce am împotriva ta și găsiți o situație în care Domnul Iisus nu vine cu soluția. Nu există. Domnul spune, asta e ce am împotriva ta, uite care este soluția. Asta ar trebui să învețe soții. Nu-ți place ceva în casă la soție. Nu ești tot pe critică. Primul lucru, fă ca Iisus Hristos, apreciază lucrurile bune. Băi, nevastă, îmi place de tine, ca așa, ca așa, ca așa. Dar nu prea multe, cât poate duce inima, știi, să nu sune la salvare, o lasă inima până vine salvarea, mai ales dacă... După asta spui, măi, pe lângă 70 de lucruri bune, ai o chestie care... Eu cred că nu dă bine pentru viața de familie. Dar uite ce am făcut eu. Am stat, m-am gândit. Și mi-a venit o idee. Cum ar fi să facem așa? Ia să uite, bă, zice chiar bine. Gata. Îi dai o idee soțului, îi dai o idee soției, copiilor. Nu doar nu. Bă, n-ai voie, n-ai voie, n-ai voie. Îi spui, n-ai voie asta, în schimb, uite ce ai putea să faci. Te-a binecuvântat Dumnezeu cu un talent, nu? Nu poți face asta, de ce că nu-i plăcut Domnul? Dar uite ce poți face.
Eu, așa din câte știți copiii, că eu m-am gândit de multe ori la chestia asta. Dacă un copil are o piatră în mână, chiar murdară, și te duci să o iei, ce faci? Mai ales dacă vrei să o iei cu forța, ce face? Plânge, strigă, să dea cu fundul de care cum, da? Eu am o altă întrebare. Dacă te-ai duce în mână cu ceva ce îi place copilul, nu știu, o ciocolată, o jucărie, și îi întinzi jucăria, aruncă el piatra. Da, atâta minte are să faci. Sau spui, băi, facem schimb de... Oh, zice, toată ziua facem schimb. Toată ziua l-ai vedea cu bolovaniul râți, că zice, vine tata cu ceva mai bun. Uite, exact asta face Apostolul Pavel. Asta ar trebui să facem și noi. Nu criticăm doar, ci ne rugăm lui Dumnezeu, ne gândim și venim cu o soluție. Întrebarea unora cinstite ar fi, frate Iuga și eu, dacă n-am o soluție, ce mă fac? A zice mai pe românești așa și mai puțin creștinești, atunci ciocul mic. De ce? Pentru că tu ai căutat o soluție și n-ai găsit-o. De ce îți critici nevasta că nu a găsit-o ea? Că câteodată tu te dai mai deștept. Și dacă tu, sincer, te rogi lui Dumnezeu și nu găsești soluția în două zile, de ce trebuie să o condamn pe ea că nu a găsit-o în două zile? Sau de ce trebuie să-l condamn pe el că nu a găsit-o în două zile? Și spui, băi nevastă, nici mie nu mi-a ieșit. Hai să ne smerim amândoi înaintea lui Dumnezeu și să căutăm soluția împreună. N-am găsit-o în două zile, poate o găsim în patru zile, în șase zile. Dar nu ne strângem noi, spiritual vorbind sau cum vreți, unii pe alții. Tu de ce n-ai găsit soluția? Păi găsești-o tu. Păi eu n-am găsit-o. Bun, dacă tu n-ai timp, n-ai cutare, de ce mă acuzi pe mine? Eu sunt în căutare. Acum, Pavel spune așa, mie mi-ați face bucuria de plină dacă ați fi o simțire, o dragoste, un suflet și un gând. Se referă la biserică, se aplică la familie. No, lămuriți-mă, să aveți o simțire, familiști, ce simțire? În orice direcție? Sau când se referă la o simțire, trebuie să fie într-o direcție bună? Să aveți o dragoste. La ce dragoste se referă? Să aveți amândoi aceeași dragoste firească? Să aveți amândoi aceeași dragoste de bani? Aceeași dragoste de lume? Că dacă știi, vrei să le scoți din context, poți, Pavel, să avem amândoi aceeași dragoste. Noi, vacanța, dragostea mea, știi? Nu, noi, domne, avem o simțire, dar în cele sfinte, în cele bune. Avem o dragoste, dar este dragostea din Dumnezeu, nu orice dragoste. Avem un gând. Ce gând să avem? Gândul lui Hristos. Mergem într-o direcție, ne va spune. Asta înseamnă bucurie de plină. Nu faceți nimic din duh de ceartă. Ce ar putea face soțul și soția din duh de ceartă? Zice sora, ca multe. El zice nimic. Duhul de ceartă n-are ce căuta în viața de familie. Ați observat că vorbește de un duh de ceartă? Acum aici eu aș face diferența. Faptul că ai o replică cândva, eu nu cred că e un duh de ceartă. Ai schimbat, toți greșim în multe feluri, n-ai fost atent. Dar oameni buni, când ajungem să ne certăm aproape oricând și de la orice. Eu nu zic că e un duh de ceartă, dar trebuie să-mi pun întrebarea. Mai stai un pic aici, nu e o greșeală, devine un stil de viață. O frământare a mea, aici numai voi mă puteți lămuri, că sare așa de la una la alta, știți când ucenicii Domnului spun, Doamne, dar noi de ce n-am putut face? Și Domnul spune, acest duh nu iese decât cu poș și cu rugăciune. No, asta e frământarea mea, care duhuri necurate ies cu poș și rugăciune și care ies fără poș și rugăciune? Spuneți-mi câteva duhuri din astea rele. Deci duh de ceartă, am zis, da? Cum? Duh de invidie, da? Duh de mândrie. Duh de lăcomie. Duh de răutate. De gelozie, de clevetire, de curvie, de orice imoralitate strece. Deci există duhuri... No, pentru care să postim, să ne rugăm, să scăpăm de ele sau să nu ne atace copiii noștri, spre exemplu, și pentru care merge așa mai ușor.
Și cum fac să nu pună stăpânire pe mine? Știți, eu m-am gândit la două categorii de medici. Sau două abordări medicale. Te duci la medic cu o problemă, să zic o infecție în gât. Un medic înțelept, dacă are posibilitatea, va încerca să vadă exact care e problema ta și să-ți dea un medicament care lovește în cap exact microbul sau virusul care l-ai tu. Asta e cazul ideal. Dom'le, are asta, țintit, i-am dat în cap, l-am omorât. Dacă faci niște analize și nu identifici exact ce-i, ce face medicul? Vă spun ce fac unii. Nu totdeauna e bine, dar asta e șansa. Îți dă un medicament care omoară tot ce prinde. E ca și aia cu buruienele, știi? Ai, când ai cu ce, un spray, nu știu ce-o fi din ăsta, cum vrei, și îți omoară, să zic, urzica, dar dacă vezi că nu merge o chestie, te iei unul din ăla general, dar spune, domne, vezi că dacă dai cu ăsta, șaptea nu-ți mai crește nici bine. Domne, numai să scap de asta, dau cu, da? Dacă noi la unele în viața de familie știm țintit, frate, aici e problema cu bârfa, o rezolvăm cu bârfa, îi dăm în cap la bârfă. Dar dacă uneori avem niște chestii că nu ne dăm seama ce facem, luăm o chestie din asta generală împotriva păcatului și ucidem tot ce e rău ca să nu ne jucăm, da? E foarte important, duhul de ceartă nu, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși. Lămuriți-mă, cum se aplică asta în viața de familie? În smerenie, fiecare, și soțul și soția, să privească pe celălalt mai presus de el însuși. Cum e asta? Se aplică la familie sau nu? Bun, cum se aplică? Adică dacă ea vede că e mai deșteaptă ca el, nu, că e mai deșteaptă ca el, ea în smerenie să zică că el e mai deștept decât mine? Păi dacă face asta, e mincinoasă. Păi pe bune, nu? Dacă face asta, tu știi clar că nu, dar știe toată lumea, tu spui, nu, el e mai deștept, el se pricepe mai bine. Mă, nu minți, că nu se pricepe mai bine, vedem și noi, da? Din potrivă, dacă faci o chestie în asta, se poate întâmpla o catastrofă, că tu îl lași pe ăla care nu e capabil să facă ceva și vine dezastru. Să privească pe altul mai presus înseamnă neapărat să spui că are mai multe valori sau să-i dai respectul acela ca om, ca mântuit al lui Hristos, să spui Dumnezeu a pus valori în el și e un copil al lui Dumnezeu care se străduiește, poate nu iese ca mine, dar se străduiește mai mult ca mine. Deci niciodată nu trebuie să mințim ca să ne iasă ceva, dar nici nu putem să spunem, mai care e relația mea cu celălalt? Care e atitudinea mea? Pentru că, haideți să spunem așa, într-un domeniu tu ești de 7 ori mai tare ca nevasta. Ăsta e motiv de mândrie? Păi de ce ești tu mai tare de 7 ori ca nevasta? Că te-o binecuvântat Dumnezeu, da? În alt domeniu binecuvântat-o pe ea. Și ce motiv de mândrie ai tu că te-o binecuvântat Dumnezeu? Și cum zice Pavel, ce lucru ai pe care nu-l ai? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi? Și mai ales în fața celor dragi. Na, vede, asta e partea mai grea și nu știu de ce ați venit dimineața asta aici. Că partea mai ușoară e să citești Biblia turuind. Ai citit tot acolo. Partea mai grea pentru familist e să pui ochelarii familistului. Să nu te gândești la biserică, să nu te gândești acum nici la musulman, nici la cubanezi, ci să spui, cum aplic eu asta în casa mea? De eu vă întreb, când Pavel a scris scrisoarea asta, erau familii în biserica din Filip. Și ei nu au stat, măi, noi cum aplicăm asta acasă la noi? Că trebuie să o aplicăm și acasă, numai în biserică, da? Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. V-am atras atenția seară, numai, da? Să aveți în voi gândul acesta care era în Hristos. Cine mă lămurește care a fost gândul în Hristos? Când spune să aveți în voi, bărbații sau femeile? Predicatorii sau membrii bisericii? Toți, da? Bun, să aveți în voi gândul care era în Hristos. Care era gândul în Hristos? Da, la modul general, să împlinească în toate lucrurile voia Tatălui. Aici Pavel este un pic mai specific.
Că aici el ne spune, nu ne lasă. Să aveți în voi gândul acesta, se referă specific, care era în Hristos Iisus, care adică? El măcar, hai să citim, el măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, s-a dezbrăcat pe sine însuși, a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Să ai gândul care era în Hristos, să știi cine ești și de bună voie să te faci slugă. Deci tu să știi, eu sunt Dumnezeu. Eu sunt stăpân. Ca stăpân eu am drepturi. Ca stăpân eu pot porunci. Ca stăpân pot avea pretenții. Corect? Hristos știe asta. Eu sunt. Și de bună voie spune, eu care sunt, aleg să fiu. Eu care sunt rege, aleg să fiu rob. Să încep cu frații sau cu surorile? Fraților, noi suntem? Sigur că suntem. Noi suntem bărbați, creați de Dumnezeu, n-avem nicio vină, niciun merit. Dar ca bărbat avem niște lucruri, dacă te uiți în Scriptură, pe care nu le poate scoate nimeni, că ni le-a dat Dumnezeu, așa spun eu, să n-audă surorile, poate primul mare avantaj, că bărbăția nu depinde de existența unei femei. Adică am o întrebare pentru surori. Adam a fost bărbat înainte de a apărea Eva sau după ce a apărut ea? De când l-a făcut Domnul, l-a făcut bărbat, slăvit să fie Domn, amin? Deci ascultați-mă, până nu a existat femeie pe fața pământului, bărbat a fost bărbat. Ele tot vor să facă bărbați de noi, dar pe noi ne-a făcut Dumnezeu, slăvit să fie Domn, amin? Mă scuzați, surorilor, asta este, nu putem, realitatea. Asta nu înseamnă că nu avem responsabilitatea asta. Deci, domne, noi suntem bărbați, noi suntem întâiul născut al lui Dumnezeu, spune Pavel. Noi avem, noi suntem capul familiei. Și nu trebuie să facem alergie. Astea sunt lucrurile pe care le spune Dumnezeu. Întrebarea este, acum pentru bărbați, putem avea gândul lui Hristos? Eu ca bărbat, care știu că sunt, că sunt, că am drepturi, că așa, ce aleg să fiu pentru a mă ajuta soția? Ce ni s-a legat limba? Ce ar trebui să alegem să fim? Dar nu mai tot îmi dați cu Iisus, că eu cu Iisus am lămurit. Acum Iisus e modelul nostru și Pavel spune bărbaților, Hristos care era, a hotărât să se facă. Conștient, de bunăvoie. Regele s-a făcut rob. Ce ar trebui să facem noi bărbații? Robii nevestelor. Da, deci nu, noi nu scăpăm de sub autoritatea lui Hristos. Și când devii robul nevestei, nu înseamnă că nu ai și pe Hristos conducere. Acum, cei care sunteți neînsurați, băgați-vă mințele în cap și ascultați bine. Deci câtă vreme e singur, asculți de Hristos. Și trebuie să fii pe placul lui Hristos, amin? După ce te însori, îți place sau nu, trebuie să fii și pe placul nevestei. Vreau să văd și eu unul care o să-mi spună după 30 de ani de căsătorie că eu fost mai greu cu Hristos decât cu nevasta. Aduceți-l la mine. Cât ar fi nevasta de perfectă? Doamne, totuși nu. Cu Hristos e mai ușor, că El te cunoaște, te îngăduie, te ajută, te rabdă, te iardă. Și nu obosește, zicem noi. Nevasta zice, băi, de 20 de ani m-am săturat, dar odată cu tine de pământ în numele Domnului, da? Nu, dar trebuie să fim... Asta este viața reală, da. Vrei numai așa? Stai liniștit. Vrei? Deci, eu nu scap de comanda lui Hristos, dar în ascultare de Hristos, că Fiul n-a ieșit de sub autoritatea Tatălui, spuneai tu. Deci Fiul a venit sub autoritatea Tatălui
să fie rob să ne slujească pe noi. Și atunci dacă unul zice, băi frate, dar eu pentru nevastă, da, tu pentru nevasta ta, nu la păcat, și zice, băi, dar eu să-i fac asta, da, de ce? Pentru că e nevastă ta, pentru că e darul lui Dumnezeu, pentru că sunteți una, pentru că știți ce ne place nouă, bănuiesc eu. După ce spune, la înfățișare a fost găsit ca un om, dar el era Dumnezeu, nu, și omul acela, s-a smerit, s-a făcut ascultător până unde? Până la moarte și încă moarte de cruce și vine. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat. Hristos spune, eu pentru ei m-am făcut rob. Și Tatăl spune, pentru că tu de bună voie te-ai făcut rob, eu te fac domn. Și în fața ta se va pleca și toate astea. Ei, întreb eu, ne trece măcar prin minte să spunem, băi, în familia mea voi sluji. Spuneți-mi, de câte divorțuri ați auzit ca motiv, frate Iuga, nu mai pot trăi cu ea, asta nu mă lasă să o slujesc. Deci eu tot ca Domnul Iisus, încing ștergarul, vreau să-i spăl picioarele, simbolic vorbind, dacă altfel și le poate spăla, nu-i problemă. Da? Vreau să fac asta. Nu mă lasă, frate, eu nu, eu tot vreau să o slujesc, ea nu vrea să o slujesc, frate, eu nu mai pot cu ea, că eu vreau să o slujesc, trebuie să-mi găsesc una care să o slujesc. Ați auzit de motivele astea de divorț? Dacă nu el slujit. A, e altă poveste, da? Surorilor, mai rău să repet pentru voi. Sora slugă. Păi ăștia dacă mă aud acolo, aveți grijă unde dați înregistrările, că mă leagă ăștia. Auzi, vă zice că noi să fim robi. Da, robi de bună voie. Dacă noi ne gândim să aveți în voi același gând ca lui Hristos și spune gândul acesta. Și întrebarea, cum ia soția ștergarul să-l slujească pe soț, încă o dată, în voia lui Dumnezeu. Dar știți că smerenia aceasta de bunăvoie niciodată nu ne umilește? Știți cu câtă libertate, spune Domnul Iisus Hristos, am putere să-mi dau viața și am putere să... Dar aleg eu. Aleg eu lucrul acesta. Asta e important. Când vine unul și spune, Domne, Hristos ne-a eliberat să fim slobos. Da. Și acum eu de bună voie aleg să-mi slujesc copiii. Pavel este un model aici în care, vă spuneam și aseară, spune, Domne, după Biblie, după Dumnezeu, voi ar trebui să faceți pentru mine asta, 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 dar eu în dragostea mea pentru voi am ales să mă fac robul vostru. Nu să mă lepă de Hristos. Când Pavel spune, m-am făcut tuturor tot, nu înseamnă că m-am făcut cu bețivul, bețiv, cu asta, pentru că el spune, m-am făcut să-l câștig, adică mă fac tot ce mă ține pe mine într-o relație bună cu Hristos ca să-l pot câștiga, că dacă eu mă leapă de Hristos, nu te mai câștig pe tine în viață. Aici este ideea slujirii, să aveți gândul lui Hristos. Care gând? Să-l slujesc pe celălalt, nu să fiu slujit. Câte certuri s-au iscat în familie de la slujire? Știți că spune în Scriptură, bun, pocăiții nu se ceartă, pocăiții au doar părtășie intensivă. Și nu au certuri, ci doar discuții care se aud de la treilea bloc. Dar noi nu ne certăm, da? Dar în Scriptură spune că între ucenicii Domnului s-a iscat și o ceartă. Și eu am înțeles, dar e normal să te cerți. Dacă este un singur prosop, un singur lighean și toți vor să spele picioarele, păi nu te cerți. Băi, lasă-mă pe mine, că-s mai bătrân. Nu, eu mai tânăr. Dă-mă prosopul încoace. Păi cum să nu te iei de gând? Nu de la asta s-o certat. De la slujire, așa-i? Dar care era? Voi sunteți tineri, n-ar rost să vă gândiți la moarte, dar așa, faceți un exercițiu a minții. Să fii pe pat, știți, te apropii de plecare și să vezi că, nu știi, mai ai 3 minute, 5 minute, cât până închide tata ochii, închizi tu ochii și se auzi pe copii certându-se. Băi, livada aia mea, nu ți-o rușini, aia mea. Cu ce sentiment ai trăit? Băi, eu n-am închis bine ochii. Ăștia măcar să păstreze un moment de, Doamne, ajută-l pe tata să plece în liniște sau ceva. Domnul Iisus le spune, vezi că voi pleca. Dar ei nici nu s-atez la predică, de asta eu nu mă supăr pe voi că nu sunteți până la cap. Că el a spus, voi pleca,
Dar au avut și punctul 2 la predică. După 3 zile voi învia. Ăștia nu au avut treabă cu punctul 2. A, pleacă. No. Care suntem mai barosani? Apropo, de ce zic eu că se scrie mult despre femeile care au fost la cruce, care s-au dus în duminica înviere la mormânt? Există un amănunt în Scriptură care mie mi-a dat mult de gândit, mi-a dus și o anumită lumină. Vezi, dacă îl urmărești pe Iisus pentru profit, te duci după Iisus câtă vreme îți poate da, corect? Câtă vreme Iisus are putere să mă vindece, mă duc după El că am nevoie. Are putere să-mi dea pește, mă duc că-mi dă pește. Are putere să-mi dea, mă duc după El. Bun, Iisus este pe cruce. Nu mai poate să mă ofere nimic. Ce să caut eu lângă cruce? Dacă asta e mentalitatea, eu mă duc după Hristos că-mi dă. Oameni buni, Hristos este în mormânt. Ce să caut eu la mormânt? Că mortul nu-ți mai dă nimic. Cine era la cruce și cine a fost la mormânt? Femeile. De ce? Știți ce spune evanghelistul? Că la crucea lui Iisus era cu tare, cu tare femei care în timpul cât trăia Iisus mergeau după El și îl slujeau cu ce puteau. A, femeile nu erau după Iisus să le dea, ci să dea ele. Acum, surorilor, cu ce credeți voi că au slujit femeile care umblau cu Iisus în timpul vieții Lui? Cu ce au slujit? Așa, realist, v-ați gândit vreodată? Zice că umblau și slujeau. Câte predici au ținut ele? Nu i-a zis niciodată, Iisuse, odinește tu un pic, că acum le ținem noi una, că te-am auzit de 7 ori, dacă nu le-am dat noi fericirile, 9 puncte. Cu ce au slujit? Dom'le, oare la ăștia o trebuie să le spele cineva hainele? Ca să nu știu, să nu put așa, că dacă, știi, tu te duci cu Evanghelia, apropo, te duci cu Evanghelia, nu te-ai spălat pe dinți, îți miroase gura și te duci ăla, Hristos te iubește. Ăla intră în spital, știi, nu? Adică el ar asculta Evanghelia, dacă pute tot după tine, bă, frate, hai să fim serioși. Eu cred că trebuia spălate niște haine, nu toată ziua făcea mâncare Marta. Bun, dar cine făcea mâncare? Petru, așa-i? Făcea câte o mămăligă Petru? Poate că făcea. Deci eu cred că femeile cu ce puteau pentru viața asta, domne, putem să spălăm, putem... Sau, dacă a venit o femeie care trebuia să povestească cineva și a zis Hristos, bă, tu te spune-i 3 cuvinte că e bine, putea să facă lucrul ăsta. Dacă vii lângă Hristos să dai, are rost să fii lângă cruce? Da, pentru că Iisus este în suferință. Și când Iisus suferă, cine vrea să dăruiască, are ce face. Dacă nu dăruiești altceva, măcar te duci să fii prezent acolo. Nu vedeți, în toate culturile și în cultura românească, nu știi ce să spui. Nu știi ce. Da, te duci și... Și ascultați-mă, câteodată cel mai bun lucru care îl poți face, să te duci, să te așezi lângă El, să nu zici nimic. Decât să-i ții 7 predici, pui mâna lângă El și spui, Ioane... Decât să spun prostii, mai bine ta, că am venit să stau lângă tine. Poate fi cea mai tare predică. Păi nu știu ce să spun, n-am trecut pe aici. Am venit, nu știu, să plâng cu tine, să stau aici. Știți când a murit Lazar, știți ce au făcut aia la alții? S-au dus să le mângâie, să stea acolo. Cuvinte ce să aibă ele, da? S-au dus și ei, iudeii, acolo să le mângâie pe surori că l-au pierdut, da? Foarte important, dragii mei, foarte important să ne gândim la slujire. Pentru că cine are gândul slujirii, tot timpul va avea de lucru. Cine are gândul profitului, foarte ușor va găsi motive de abandon. Zicea un frate, noi mai râdem așa că așa suntem noi obișnuiți să râdem, poate uneori chiar să disprețuim. Că, și o să vă dați seama de ce zic asta, că intenționat o zic, a venit la comite și ne-a spus așa cu durere, frate, ce m-am întâlnit cu cutare pe stradă și l-am întrebat ce faci. Mă las de pocăință. Bă, de ce te lași de pocăință? Nu mai rentează. Dar el a avut curajul să o zic, așa-i? Dar noi am avea curajul să o zicem. Știți, eu mă gândesc la generația mea. Mă rog să fiți voi altfel.
Poate că din multe puncte de vedere noi am fost o generație de profitori de Dumnezeu. Tot să ne dea. Ascultați rugăciunile noastre. Tot. Domnul să-mi dea. Angro, non-stop, cu tare. Dacă îmi dă Domnul, e bun. Dacă face mai mult, Domnul e bun. Și dacă nu-mi dă Domnul, cum e Domnul? Și dacă El nu ne scoate, El poate. Și dacă nu ne scoate? Păi dacă îi profit, mă, frate, dacă nu mă scoate, dar nu mă-i preji o viață că ăsta e nebun. Mă duc în treaba mea și îmi văd treaba. Ascultați-mă, în relația cu Dumnezeu, dacă ești numai pentru profit, nu vei sta. Pentru că Dumnezeu nu lucrează cum vreau eu și cum vrei tu. Și Dumnezeu care poate totul, anume îmi poate da vremuri de încercare. Poate uneori că i-a zis diavolul ca despre Iov, ia, nu-i mai da tu și ăsta te blesteamă în față. Și ce facem dacă e adevărat atunci? Unde suntem noi? Dar dacă iei mentalitatea slujirii și spui, eu mă bucur că Iisus Hristos m-a salvat cu tare și vreau să-L slujesc. Nu contează că Iisus, omenește vorbind cu ghile, că Iisus e în groapă, că Iisus e sărac, că Iisus n-are nimic. Când cineva o să spună, bă, îl slujești pe Iisus și El n-are nimic. Spui, păi acum are nevoie de mine, că dacă ar avea nevoie de toate, n-ar avea nevoie. Dar acum are mai multe nevoie de mine. Cum aplicăm asta la viața de familie? Noi când ne căsătorim, ne căsătorim cu gândul slujirii sau a profitului? A slujirii, așa e. Toți băieții se uită, care-i fata cea mai necăjită, care-i cu tare, frate, zice, tătă viața m-a rugat Domnului să-mi dea o fată mai necăjită, mai așa, pe care nu-i a nimeni, pentru că eu o să am bucuria asta, să o ajut, să o slujesc toată viața, să o duc în brațe, în spate, ca într-o zi să fim în cer. Doamne, ce băieți pocăiți! Fetele mai pocăite, așa. Nu contează că are motocicletă, că n-are. Noi nu știu, băieți, ce se gândesc că îi lasă impresionat. După fete nu asta le interesează. Fetele abia așteaptă să găsească un năcăjit pe care să-l slujească. Și atâta durere au că nu... Gândiți-vă, dacă ne-am căsătorit cu gândul slujirii, și celălalt ajunge într-o situație. L-am abandonat? Haideți să vă întreb un lucru. E ok dacă îmi dați un pahar de apă? E un lucru bun? Da? Pot să vă arăt ceva? Apreciez că îmi dați un pahar de apă. Mi-l iau singur. Vă dau o altă variantă. Sper să n-ajung acolo. Dacă aș fi pe patul unui spital sau pe un pat de suferință și n-aș putea întinde mâna să iau un păhărel de apă și aș fi mor de sete și mi-aș da un pahar de apă, ar conta? Un pic mai mult? A, e tot un pahar de apă. Poate chiar mai mic. Dar sunt într-o altă situație. Că mi-l dai când mă descurc singur, apreciez. Dar mi-l pot lua și singur. Să mi-l dai... Când am nevoie și nu mai pot, asta înseamnă slujire. Să fiu o nevastă bună câtă vreme soțul e bun, știi ce înseamnă asta? Cel mai normal lucru de pe fața pământului. Catastrofa ar fi să nu fii nevastă bună când e soțul bun. Dar să ai un bărbat bun și tu să fii nevastă bună, ce miracol aici? Să ai o nevastă bună și tu să fii soț bun, ce miracol aici? E cel mai normal lucru de pe fața pământului, da? Din nou, păgânii, băia la alți care nu cred în Dumnezeu, toți fac la fel. Să fii o nevastă bună când El nu merită. Când El nu se poartă bine. Să vorbești frumos când El vorbește urât. Să rabzi când El nu rabdă. Să taci când El nu tace. Să apreciezi, nu, minciună, când El acuză. Să vezi când El nu vede. Să produci bucurie când El îți produce lacrimi. Știți ce înseamnă asta? Slujire. Care, sigur, numai cu puterea lui Hristos. Acum, eu vă dau și o variantă, fraților. Că o dau la toți. Nu știu de ce n-am anunțat de la început, frate. Asta e greșeala mea. Dacă pe oamenii care vin și mă ascultă nu îi interesează relația cu Dumnezeu și împărăția lui Dumnezeu, își pierd vremea cu mine.
Chiar își pierd vremea. Deci dacă nu vă interesează relația lui Dumnezeu și binecuvântarea, vă pierdeți vremea cu mine, că sfaturile mele sunt doar pentru cei care vor ceva în relație. Altfel, fraților, duceți-vă, căutați pe internet, pe sondaje și faceți ca aia. Și acum ce am vrut să vă spun? Dacă nu ne interesează modelul lui Hristos, hai să nu-i pierdem vremea aici. Da, ce aș propune eu? Să nu ne intereseze și de aceea Dumnezeu l-a înălțat. Că noi suntem românii cu hibridul de mult, înaintea lui ăștia. Eu vreau să vă întreb, am găsit băieți în bisericile noastre care să-și dorească să fie ca Iosif? Iosif ăla din Vechiul Testament. Am găsit? Dacă găsiți, eu pot rezolva prima parte, să găsesc niște frați care să-l vândă. Știi care e senzația mea? Că o să zică, băieți, frate, ai înțeles greșit? Noi nu vrem vânduți. Noi unde vrem? Acolo sus cu ștampila, să nu miște nimic în Uniunea Europeană până nu pune eu gajajetul. Da, mă, dacă să ajungi acolo, a trebuit să treci pe acolo. Nu, zic eu, pe acolo nu. Ați găsit vreunul care să se sacrifice ca Daniel, să conducă câțiva împărați într-un imperiu mare? Ați găsit câțiva? Să fie omul numărul unu. Ați găsit? Eu pot rezolva cu lei. Nu, asta, frate, nu. Găsiți câțiva creștini care vor în slavă cu Hristos, în glorie, acolo, pe scaunii de domnie. Găsiți? A, și noi. Dar nu ne... Am predicat, cred că de mai multe ori, că mai predic și la cerere, tot pe aceiași bani, și am predicat din pilda bogatului și al lui Lazar. Și când îmi aduceam aminte, înainte de a citi textul, ziceam, auzi, până citesc eu textul, gândiți-vă, ați vrea ca bogatul sau ca Lazar? Acum, unii care nu gândeau prea mult, se scăpau și ziceau ca Lazar. Eu am zis că să vă ierte, Domnul, adică să-ți vrei, de ce să vrei tu suferință? Lasă, dacă ți-o dă Domnul, nu trebuie să ceri tu suferință, nu... Dar alții care rumegau, ziceam, bă, sigur mi-aș dori ca bogatul, dar pe când mă uit cum se termină treaba, nu-i prea bine. Bă, mi-aș dori ca Lazar, dar la poartă să aibă câinii. Și atunci eu cum îi eliberez? Zic, frate, uitați, vă propun eu o variantă de-a noastră. Ca bogatul aici și ca Lazar dincolo. Mamă, ce se luminează biserica! Așa, frate, slăvit să fie Domnul. Dar oare se poate? Nu știu, oare se poate? Dacă Dumnezeu hotărăște așa, e ok. Dar dacă Dumnezeu hotărăște altfel? Eu aș putea încheia aici și să vă spun, spor la lucru, să ne slujim unii pe alții. Deci gândul lui Hristos a fost clar slujirea, n-a rămas nerăsplătit. Versetul 8. Nu, stai că am întors eu pagina. Nu am întors o vânt, am întors eu. Sunt în Filipeni, capitolul 2. De aceea, pentru ca numele Lui, ori astfel dar prea iubiților. Versetul 12. După cum ați fost totdeauna ascultători, ce să faceți? Să mergeți până la capăt. Dar care e ideea? Faceți-mi bucuria de plină. Deci mi-ați făcut bucurie 4 ani, nu? Păi ce, frate, ți-am făcut 4 ani. Păi zice, faceți-mi eu de plină. Care, frate, ce mai vrei? Dați mai departe. Lucrurile bune pe care le-ați făcut, continuați să le faceți. Poate că este o altă tragedie în viața de familie, că noi facem ocazional. Păi, frate Iuga, de eu întreabă pe nevastă, n-am avut și o ocazie când am vorbit frumos cu el, n-am avut ocazie în care, frate, întreabă-l pe sos, dar tădeauna am fost gripțuroaică, tădeauna, dar să spună el înaintea Domnului, cu mâna pe Biblie. Stai un pic, noi de la Dumnezeu când așteptăm să fie bun cu noi? A, tot timpul. Și dacă poate să mai pluseze, nu? Să ne facă bucuria de plină, să crească... Bun, noi lui Dumnezeu n-ar trebui să-i facem bucuria să fim în mod permanent. Iar în viața de familie, de ce lucrurile bune ar trebui să fie excepție
Și noi, ai, bă, zice, ce-a făcut bărbatul meu de 23 august? Păi este și 23 decembrie. Este și 23 ianuarie, și 23 februarie. Haideți să ne învățăm la un stil de viață. Creștinismul este un stil de viață zilnic. Apropo, evangelizarea ar trebui să fie un mod de viață. Sfințirea, un mod de viață. Iubirea, un mod de viață. Urârea lucrurilor. Și în familie, un mod de viață. Spre asta trebuie. Pavel spune, voi mi-ați făcut multă bucurie. Faceți-mi bucuria în continuare. Să rămâneți în ce trebuie. În cele sfinte, da? Așa. Ca să nu ne scuzăm, zice, Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Deci dacă unii zice, frate, dar nu mai am voință, cer eu de la Domnul că ți-o dă. Domnul spune voință, Domnul, dar să ai o relație bună cu El. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli. Asta se aplică la familie. Dar ce am putea face noi cu cârtiri? Chiar orice ne iese nouă, așa e, nu? Da? A, dă un exemplu. Ce, unde pot cârții bărbații? Tot eu. Bun, dar n-ar putea fi și varianta, am privilegiu să fac asta. Adică știți că noi, na, mai zicem așa, marea problemă cu gunoiul, Doamne, deci serios, asta e chiar o problemă mare să scoți gunoiul din casă. Dar te-ai gândit cum ar fi dacă într-o zi n-ai mai avea gunoi de scos? Pe două motive. Unu, că nu-ți rămâne nimic nici de la masă, nici de la cutare, nu mai ai gunoi, că n-ai consum. A doilea lucru, dacă într-o zi ferească Domnul, rămâi tu cu casa goală, te-ai mai bucura. Stați că o să vedeți unii care vă enervați acum că împrăștie copiii în casă. Bine, oricum nu strângeți voi, strâng nevestele, dar asta e altă treabă, da? Dacă strângem noi odată la lună, cât cârțăim și toate, dacă vă ține Domnul cu viață și cu sănătate, într-o zi nu o să mai vezi după cine strânge. Doamne, ce ați mai vrea să vedeți cât e un iepuraș împrășteat? Da, dacă o să se întâmple cum s-a întâmplat la unii părinți de-a voștri, că din 7 sau din 14, 3 în America, 7 în Canada, 2 în Spania, tare, și stă baba comoșă, acum toată casa e liniștită, nu mai împrăște nimeni nimic. Te gândești, păi, câtă minte am avut eu atunci, sau n-am avut, când îi certam, acum dacă ar face avioane în casă, am auzit și noi, știi că bondarii. Foarte interesant, dacă faci ceva, faceți fără cârtire. Iar vă mai dau un sfat practic, dacă nu puteți face fără cârtire, nu faceți. Pe bune, dacă nu poți face cu bucurie, nu face, băi frate. Că dacă nu faci cu bucurie, știi ce o să faci? Faci acum macaroanele și apoi mereu, ți-am făcut macaroane, da, eu ți-am făcut. Da. Păi omule, mă lipsesc de macaroanele alea de tot, lasă, domne, nu mai fă. Există o categorie de, dar nu dăm nume, că e printre noi, zice un frate din Biserica Baptistă, erau 3 moși în comitetul unei biserici, știi? Și ăla stătea în mijloc și unul era în dreapta, unul în stânga. O să că, fraților, există printre noi, dar nu dăm nume, unii care așa. Există alții printre noi, dar nu dăm nume, cam așa. Deci există printre noi, dar nu dăm nume, care și fac de capul lor, nu se consultă cu tine deloc, știi? Și după asta zice, dar cât m-am chinuit eu să fac avioanele astea? Tot timpul, dar cine te-o pus să faci avioanele? Ai făcut? Doamne, dacă faci, fă cu bucurie. Nu poți să faci cu bucurie, nu le face. Că poate se poate și fără avioanele alea, nu? Deci ce tot? Gândiți-vă de nou, eu mă gândesc la Domnul Iisus Hristos. Dacă mereu ar fi, băi, pentru voi a trebuit să las eu cerul. Am lăsat eu sfinți îngeri acolo, relația mea cu Tatăl, am îndurat-o de la alții nemernicilor. Asta a fost atitudinea lui Hristos? Nu, pentru că, din nou, Hristos a fost liber să aleagă. Și știți ce spune Scriptura? Pentru bucuria care i-a fost pusă înainte, a suferit disprețul, crucea, rușinea. Ce bucurie i-a fost pusă înainte? Spuneți-mi, ce bucurie a fost pusă înainte lui Hristos că El a putut să treacă peste tot calvarul ăsta? El vedea bucuria dinainte.
O să fie, Domne, niște români răscumpărați, nu toți, dar câțiva derbedei se întorc la mine, nu o să fie desăvârșiți, dar o să caut, o să mă iubească, o să greșească. Bucuria de a ne vedea Hristos aici, Domne, o să fie peste 2000 de ani. Niște oameni care în loc să fie la baltă, că e cald, nu, că acum cine... Domnul cu vremea, am înțeles că e o zi faină, de lacuri, lacurile sunt frumoase în jur, oare dacă am dat o tură în pauză, n-am găsit mai o conferință pe... Am și Domnul Iisus a fost cu ucenicii la mare, zic unii, nu? De-aia a fost să facă evangelizare, dar asta e altă treabă, da? Și atunci Domnul a spus, pentru ăia de atunci merită prețul de acum. Ideea de a duce mulți fii la slavă. Păi asta n-ar putea să fie o mânghiere pentru noi. Mă, nu suntem aici cei mai fericiți oameni pe fața Pământului. Dar dacă mergem pe drumul acesta împreună și ne ajutăm și ne iertăm și ne rugăm, o să fim într-o zi amândoi în slavă. O să fim cu copiii împreună în împărăția lui Dumnezeu. O să ne bucurăm acolo. Că ne cheamă Domnul, vină la bucuria stăpânului. Și pentru bucuria de mâine să plătim prețul de astăzi. Care nu-i tot timpul întristare. Că și Iisus spune că s-a bucurat în Duhul Sfânt. Dar el, apropo, și zice s-a bucurat. Spune că Iisus s-a bucurat în Duhul Sfânt și a spus, Tată, te laud că ai ascuns aceste lucruri de și le-ai descoperit. S-a bucurat și de bucuria noastră. Sigur că el se bucura de prezența Tatălui. Gândiți-vă numai la imaginea aceea când se întâlnește cu Tatăl pe munte. Spune că se transformă tot. Ce-o putut fi acolo? Ce înseamnă să ai bucuria încă o dată cu Tatăl altfel decât? Dar te uiți în viitor, te uiți în prezent, profitor. Dacă n-ai gândul slujirii, profitor. Dacă ai gândul slujirii și dacă te gândești la viitor, vei avea putere să mergi mai departe în ciuda greutăților. Faceți toate lucrurile fără cârtiri, fără prihană, nu ca să-l ajuți pe celălalt în primul rând. Ca să fiți fără prihană și curați voi, copia lui Dumnezeu, voi, fără vină, voi, în mijlocul unui neam ticălos și stricat în care străluciți ca niște lumini în lume. Adică tu faci pentru ei, dar e pentru binele tău. Versetul 16, nu vreau să-l ocolesc, că vreau să mă apropiu de încheiere, ținând sus cuvântul vieții. Adică tot ce faci, faci respectând ce? Scriptura. Pentru că dacă nu ești atent la asta, de ce am făcut precizarea? Spune, dacă este o îndemnare în Hristos, dacă este legătura Duhului, dacă vreți un model, vă uitați la Hristos, țineți sus cuvântul vieții, pentru că dacă scoatem cuvântul și pe Hristos, noi putem aplica toate celelalte lucruri spuse aiurea. Ne ajutăm unii pe alții cum credem noi, ne respectăm cum credem noi, ne iubim cum credem noi, ne slujim cum credem noi. Spune, nu. În cuvânt, ținând sus cuvântul vieții. Este vorba de cuvântul lui Dumnezeu, da? Dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură, vedeți, omul de sacrificiu, peste slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi. Bucurați-vă și voi împreună cu mine, da? Vorbește mai departe, versetul 3, încolo, frații mei, bucurați-vă în Domnul, mereu este, nu mi este greu, păziți-vă de și explică și haideți să vă mai spun capitolul 4, sărim, de aceea, prea iubiții și mult doriții mei frați, bucuria și cununa mea. Îmi găsesc bucuria în voi. Rămâneți astfel tari în Domnul. Și apoi, îndemn pe, și vine versetul 4, bucurați-vă totdeauna în Domnul. Ce înțelegem asta? Bucurați-vă în Domnul. E cam greu, dar numai ce am zis. Bucurii în cuvânt. Hai să fim foarte... Pentru noi, voia lui Dumnezeu este cuvântul. Eu de ce merg așa specific la cuvânt? Pentru că trebuie să fim foarte atenți că e o categorie de creștini, nu dăm nume printre noi, care au o linie specială cu Dumnezeu. Și dacă aș lua cazul unei neveste, știi, are linie specială cu Dumnezeu și Domnul i-a spus să nu-ți fie supusă.
Știi, în Biblie scrie că trebuie să fie supusă în cuvânt. Ea zice, numai ce am vorbit cu Domnul și a zis să nu ascult de tine. Nu, tu nu poți verifica că e linia ei privată cu Domnul, știi? Bărbatul are linia privată cu Domnul, tu îi zici ceva, nu, nu, zice că pe mine m-a luminat Domnul. Stai mă, mi-arată cum te-a luminat prin cuvânt, că Dumnezeu nu se contrazice. Până acolo mă duc eu să spun că Dumnezeu a hotărât să se supună El însuși cuvântului Său. Am predicat toată la o nuntă, eu predic pe la nuntă ce nu se predică pe la nuntă, sau cel puțin din texte care nu se predică. Și odată am predicat de la nuntă, din versetul acela în care Domnul Iisus îi spune lui Petru, Simone, crezi că n-aș putea? Vă aduceți aminte? În ce context? Când Petru scoate sabia, ăla îi nimerește numai urechea, că el a vrut să-l crape, nu a vrut să-i taie urechea, dar o greșit, știi? Și Domnul repară și spune, Simone, hai să ne lămurim un pic. Tu de ce vrei să faci chestia asta? Păi vreau să te apăr, vreau să te... Și Domnul spune, am o întrebare, tu crezi că eu n-aș putea? Și dă o mică explicație lui Petru. Câte legiuni de îngeri ar fi putut chema? Știți cam cât avea o legiune? Are rost să vă interesați. Dar nu chiar micuță. Știți cam ce-a făcut un înger al Domnului într-o noapte, așa pe scurt? 180.000 o rezolva repede, dar nu obosit, știi? 14 legiuni de îngeri. Ce? Ar trebui să zic un cuvânt și Tatăl mi l-ar da în ajutor. Dacă îmi pune întrebarea, crezi că n-aș putea? Îi dă o explicație lui Petru printr-o întrebare. Ce, dar dacă eu aș chema pe Tatăl, cum se vor împlini Scripturile? Auzi care era frământarea lui Iisus. Nu cum o să-i fie lui bine. Și atunci care a fost aplicația mea pentru mine? Am zis, băi, tu crezi că nevastă ta n-ar putea? Și câteodată poate n-ar fi rău să ne aducem aminte unul alt să spunem, iubire, tu crezi că eu n-aș putea? Pe bune, tu chiar așa de handicapată mă vezi, tu crezi că eu n-aș putea? Eu n-aș putea vorbi ca tine. Eu n-aș putea trânti ușa ca tine. Eu nu m-aș putea uita urât așa ca tine. Eu n-aș putea să fiu profitor ca tine. Știi, și atunci îl trezești și zice, dar de ce nu faci? Cam o frământare. Știi care e frământarea mea? Cum se vor împlini Scripturile? Cum se va onora Dumnezeu? Și acum, băi, bărbații, suntem noi așa o leacă mai disabled, știi? Dar nu chiar handicapat 100%, frate, așa. N-am putea și noi. Adică așa, ca să audă nevestele, noi n-am putea. Numai alții pot. Și de ce nu facem? Apropo, de ce nu facem dacă putem? Că ascultați nevestele, noi putem și ce nu vă trece vouă prin cap că putem. Nu cred că vă dați seama ce bărbați aveți. Nici noi, apropo, nu ne dăm seama de ce am putea face dacă ne-am lăsat pe mâna dracului. Că sfinți care în viața lor nu s-au fi gândit că vor face, au făcut. Știți de ce nu facem multe lucruri? Chiar credeți că de dragul vostru? Poate avem o frământare un pic mai mare. Cum se vor împlini Scripturile? Cum se va împlini voia lui Dumnezeu? Cum va fi onorat Hristos? Ce va fi cu numele bisericii? Va fi pătată sau nu va fi pătată Evanghelia? O, și dacă te gândești la lucrurile acestea, spui pot, dar nu fac. Aici am așa o apreciere față de Domnul Iisus Hristos, sigur, în toate, dar El a putut și n-a făcut. Știți ce mă gândesc așa? Dacă aș fi de meserie, măcar din trecut, un boxior din ăsta, la categoria grea, cu centură olimpică, dacă s-ar uita un frate așa mai urât la mine, ce credeți că aș fi ispitit să fac? Nu, de aranja nu l-aș aranja, poate, știi, totuși îți pocăi, dar zice, băi Ionuț, bă, să-ți dau un ziar să citești și tu. Sau Ionuț, intrești tu un pic pe internet și bagă numele meu și uite-te unde am fost în 78. Adică omul să spună, mă, dacă ăsta se uită odată la mine, ăsta mă suflă, știi?
Dacă aș putea ca Dumnezeu, știți când l-o înțepeni pe ăla, când l-o întins mâna? Eu cred că și eu l-aș înțepeni. Pe bun, deci dacă ar face unul figur și ar întinde mâna, l-aș înțepeni, l-aș ține câteva minute țapăn și a spune, eu nu-ți vezi că îți dau drumul. Dar tu să ții minte un lucru. Dacă a doua oară faci figura, te înțepenești jumătate de zi. Ce vreau să vă întreb? Iisus putea să facă toate astea? Și nu le-a făcut niciodată. Îl putea trăsni pe Iuda, îl putea paraliza pe ăla, îl putea... El a putut și n-a făcut. Mi-a spus că eu tot învăț de la alții. Am vorbit cu o familie care au un copil cu sindrom Down și... Într-o conjunctură am spus, băi, pentru mine, voi, părinții ăștia, sunteți eroi. Eu așa nu par eu mai de piatră, am niște sensibilități foarte mari. Nu le arăt, dar nu, chestia cu copii bolnavi, pe mine mă omoară, în fine. Dar, nu. Deci ca să înțelegeți, când am început să mă desmetecesc un pic și m-am gândit așa în adolescență, dacă... Am făcut o rugăciune, am spus, atâta mi-a fost minte atunci, dar acolo mi-a fost inima. Am spus, Doamne, dacă vreodată în viață mă lasă mă însor și vrei să mă pedepsești cu ceva, nu mă pedepsi cu un copil bolnav. Știu că dacă Dumnezeu ar fi îngăduit, îmi dădea și putere, le știu toate astea, dar de atunci m-a preocupat și pentru mine, când văd părinți care îngrijesc de un copil bolnav, pentru mine ăștia sunt eroi, sunt numai... Și știi ce îmi spune familia asta? Că, frate Iuga, noi nu suntem eroi. Alții sunt eroi. Și să vă spun de ce. Noi n-am ales să avem un asemenea copil. Noi l-am primit ca hotărât Dumnezeu, dar nu l-am cerut niciodată și nu l-am fi ales niciodată. Dar l-am acceptat că ni l-a dat Dumnezeu. Ce știi cine sunt eroi? Ăia care adoptă astfel de copii. Că îi fac un act de bună voie. Bă, zic, auzi, că ăsta e mai deștept ca mine. Vedeți, asta, dacă vreți, este treapta mai înaltă care a fost la Hristos. El n-a fost obligat, el a ales. Treapta înaltă la un bărbat, nu că îi n-ai ce face și îți iubești nevasta. Că n-ai ce face și taci, că n-ai ce... Știi că dacă prinzi una care a fost la Kung Fu, așa, cu centură, taci să nu-ți tragă vă două, știi, la... Nu, să fii tu campion și să spui, frate, aș putea, dar aleg să nu pun degetul pe ea. Aș putea, dar aleg să nu. Ăștia sunt adevărații eroi, care ar putea face orice altceva. Și spune, nu, de dragul lui Hristos, de dragul Scripturii, nu fac astfel de lucruri. Bun, v-ați prins că această carte are mai multe capitole. V-aș putea da o temă de casă. Am și eu o bucurie când dau teme de casă. Păcat că nu vă pot controla. Cât ar fi de greu săptămâna viitoare, adică de duminică până duminică, să citiți cartea Filipeni? Ar fi greu? Dar vă dau eu ochelarii. Ochelarul familistului. Deci îți pui ochelarii de bărbat și spui, citesc cartea Filipeni și o să-mi notez ce trebuie să fac eu ca soț. Și în ideea asta, să-i fac bucurie lui Hristos și soției, ce aș putea să fac? Și zic, bă, uite, versetul ăsta nu ne-l-o zis, fratele Iuga, dar și ăsta se aplică. Mi-l notez acolo cu ajutorul lui Dumnezeu. Voi, ca neveste, vă puneți ochelarii de soție și spui, aș vrea să-i fac bucurie lui Hristos și soțului. Și poate iau o idee, două, trei, practică din cartea asta. E greu într-o săptămână. Câți vă angajați cu ajutorul Domnului să citiți? N-ați priceput toți mâna sus. Deci vă dau canoane de numă, adică nu aici nu merge. Păi dacă într-o săptămână nu citești o carte, eu dacă aș fi păstor, aș spune, când vine cina Domnului? În prima, mai avem o leacă până atunci. Gata, le dăm canon, frate, nu cumva să pui mâna la masa Domnului să te apropii dacă n-ai citit asta. Păi, Doamne, n-ai putut citi 3 pagini, înseamnă că n-ai înțeles nimic despre Hristos. Adică, vii și spui, Iisus, ai stat pe cruce pentru mine, ai făcut, da, și Hristos spune, te-a rugat ăla să citești 30 de versete. Oh, greu, Iisus, păi, înseamnă că n-am priceput nimic, de să nu întindeți mâna, n-aveți voie să lipsiți de la masa Domnului, toți trebuie să participați, pune mâna și citiți. Dar
Știți că eu glumim, vorbesc serios. Înainte de a citi, spui, Doamne, chiar aș vrea să-mi folosească. Că voi citi 7 versete, că citesc un capitol, câte pot, iau pixul, luminează-mă, dacă ceva de aici mă va ajuta pe mine să-ți fac mai multă bucurie, că tu mi-ai făcut și o să-mi faci atâta bucurie. Și pot să fac bucurie soției sau copiilor sau cuiva, dar în mod deosebit eu m-aș duce pe viața de familie. Da? Ajută-mă să văd ce să fac. Da, am promis că în pauză vă dau motive de apreciere pentru soțul și soția voastră, corect? Nu știu, m-ați văzut careva undeva sau m-ați auzit într-o situație în care am pus soțul și soția să citească din 2 Timotei capitolul 3. Dacă m-ați văzut, o să vă placă din nou, dacă nu m-ați văzut, ok, am nevoie de o familie de voluntari care să citească câteva versete din Scriptură. Haideți! Repede! 2 microfoane vreau! No, hai, oferiți-vă repede, că nu-i la ghilotine, e deși nu-i nimic. Biblia avem, vă dăm noi, puteți citi și în germană, și în austriacă, și în română. Nu, frate, nu. Lasă-i pe el, care nu a citit niciodată. Cine nu a citit niciodată în biserică? Ai citit ceva cu nevasta în biserică? Hai, davai. Hai, davai, hai. Cine? Tu și nevasta, cine? Toată lumea se uită în sfată. Da, eu tot aiurea vorbesc cu pereții. Tu îți alegi ce vrei și cineva, lasă-o și pe ea să-și aleagă. Tu trebuie să-i dai culoare, lasă-o pe ea să-și aleagă. Nu? Păi, bucuria să-și aleagă. Scriptură n-aveți. Ajutați-i cu Scriptură. Eu nu o dau pe a mea, că... Uite. Lasă, afișați, e bun. Uite, deci deschideți la 2 Timotei, capitolul 3. Regula este foarte simplă. Unde mă opresc eu, continui tu. Bine? Deci tu continui de unde mă opresc eu. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, dar fiți atenți și dați-ne versetul, ca să nu stai acolo și dă-ne. Să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, dă-i următorul. Căci bărbații vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea... Oprește-te un pic, imaginează-ți că sala asta e plină de fete, dă-le un sfat. Depărtează-te de oamenii aceștia. De băieți aceștia, da, depărtează-te. Ca să mă lămuresc, acolo scrie oamenii, și am zis bărbații. Am greșit? De ce bărbații sunt oameni? Slăbiți să fie, doamna. E bun, uite, o fată, încă mai speră o fată că suntem oameni. Nu contează, nevestele nu o zis niciuna, dar domnișoară o zis. Felicitări. Bun. Stai bine cu limba română. Ești de multă vreme în Austria. Ai uitat? Nu, stau foarte bine. Stai. Da. Și când citești, înțelegi toate cuvintele? Am înțeles. Super. Ia lămurește-mă și pe mine, ia să văd. Versetul 3. Zice că bărbați fără dragoste firească. Cum să știu? Care nu iubesc. Nu, ești de acord cu el? N-are încotro. Ce democrație. Da. Deci cum e asta? Sunt un prieten, să mai vezi o părere. Cum e fără dragoste firească? Dragoste de lume. Vezi că e altfel, ce cine iubește lumea e vrăjmaș cu Dumnezeu? Care e înțelegerea mea? Dar nu știu dacă e corect. Uite ce zice fratele. Că Dumnezeu în toți oamenii a pus o dragoste naturală, da? Toți putem iubi, toți putem urâi, nu există scuze. Toți putem iubi și toți putem urâi. Că vor fi bărbați care nici măcar dragostea asta naturală, omenească, nu o să o aibă. Poate exista așa ceva suror? Nu în cartierul nostru. Bun. Fără dragoste firească, neînduplecați. Ăștia cum sunt? Neînduplecați, îți dă-ne aia. Încăpățânați. Încăpățânați? Greu de convins. Greu de convins, greu de... De neconvins. Un fel de catâr sau nu? Un fel de pietre. Nu, neînduplecat. Dar nu există în așa, da? Clevetitor nu are rost. Neînfrânat. Huh?
N-au frânat. Cum, frate, n-au frânat? La ce n-au frânat? Poate fi la mâncare, poate fi, poate fi la gură, poate fi la loc, poate fi la... N-au frână, da? N-au frână. Cum? Fără limită. Fără limită. Dar aici, în Austria, cam aveți camere, evident, trebuie respectată limita, nu-i? Fără limită, da? Deci bărbați neînfrânați, da? Dar neîmblânziți. Sălbatici. Suții cu ursul sau cu cine? Bărbat sălbat. Eu îi cer de nevastă. Îmi zice un coleg de vremuri, un coleg american, ce ne-am căsătorit un pic mai târziu și zice, îmi spune un... Mai zice... Fără să vreau, am trecut după ce m-am însurat, acolo, până în sufragerie, și am avut pe nevastă mi-a vorbit la telefon cu ceva prieten. Și de ce că eu ce-am mai gândit? Spune-ți, mi se pare că sunt trei mori. Și cumva au zis că, bă, ăsta e cam animal, nu știu ce, știi, dar văd că stai liniștit, că așa mi-au zis că am scăpat la grădina zoologică. Asta e la american, nu la domnule, mai zis, sălbatic. Deci neîmblânziți, bă, dă-i Biblia lui nevastă ta, o citi bine omul, nu? Da. Hai să o luăm de la capăt, tot așa regula. Eu zic și unde mă opresc, eu citești tu, dar așa, rar, clar, ca să fie. Să știi că în vremurile din urmă vor fi vremuri grele, căci femeile vor fi. Iubitoare de sine, iubitoare de bani, lăudăroase, trufașe, hulitoare, neascultătoare de părinți, nemulțumitoare, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecate, clevititoare, neînfrânate, neîmblânzite, neiubitoare de bine, vânzătoare, obraznice, îngânfate, iubitoare mai mult de plăceri decât iubitoare de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Un sfat pentru băieți? Depărtați-vă de oamenii aceștia. Nu. Eu cu oamenii puteam citi și eu. La femeile noastre. Asta e de pe listă, să ne apară la voi. Acum, tu înțelegi cuvintele, nu? Da, da, tot ca bărbatul. Zi-mi pe alea cu clevetitoare, cum ai zis. Dar la ce se referă clevetitoare? E prin versetul 3. Băi, ce te faci tu, că e sora la noi? Acum știți, imediat știți. Cum e? Sora știe, cum e cu clevetitoare? Nu știu, așa? Nu, dar cu microfonul, că nu am întâlnit, știi ce? Să zici lucruri care nu sunt adevărate sau... Nu știu, întreabă, sororul din sală. Cum? Sunt de acord cu ea? Bărfitoare. Dar asta din patru cu vânzătoare, ce tu? Ce sunt femei vânzătoare? Poate. La Lidl, da? La asta se referă, nu? Trădătoare. Din casă. Trădătoare? Dar pe cine se trădeze? Să-l vândă pe bărbat. Îți trece așa ceva pe-n cap. Bun, acum dacă unele se vând pe ele, uneori pentru nimic, dacă unele îl vând pe Dumnezeu, pentru mai puțin de 30 de ani, poate și-ar putea vinde bărbatul? Sigur, nu la piața de sclav, că s-a... Să știți că eu, în pandemie, tare m-am gândit la versetul ăsta, se vorbim de unii de alții. Când făceai poză să trimiți că frate nu are mască, ce-o fost atunci? Vedeți că din colo s-a adună și nu. Tu să spui ca frate, că din colo s-a adună. Interesant. Nu, astea cu vânzătoare nu e printre noi. Obraznice nu sunt, așa e nou. Îngânfate, femei îngânfate. Na, nici de asta. Dar asta cu iubitoare mai mult de plăceri decât iubitoare de Dumnezeu. Poate exista asta în femeie? Deci hai să ne înțelegi, femeile astea iubesc pe Dumnezeu. Dar mai puțin la plăcere. Da. Deci să fim corecți, ele îl cunosc pe Dumnezeu și îl iubesc pe Dumnezeu. Care e diferența? Plăcerea de la Iisus,
că plăcerile sunt mai presus decât dragostea de Dumnezeu. Ele nu sunt lepădate de Dumnezeu. Frate, îl iubesc pe Dumnezeu. Dar între plăcerea de a face voia lui Dumnezeu și plăcerea de a face voia bărbatului, ce alege? Bărbatul care interesează acum, da? Sau între plăcerea de a face voia lui Dumnezeu și plăcerea, că toți avem plăceri, dragii mei. Întrebarea este, plăcerea mea e mai mare decât plăcerea de a asculta de Dumnezeu? Da, bun, am zis că vă dau motive de mulțumire, de apreciere. Surorilor, ați numărat câte calități au bărbații din textul ăsta? Nu știu dacă nu-s vreo 14, dar nu bag mai acolo. Spuneți-mi următorul lucru. Eu dar nu trebuie, că dau eu frică. Dați că iau un din ăla și ce să ne mai complicăm. Dă-mi și mie. Viitor o sună bine, da? Deci, spuneți-mi următorul lucru. Dacă v-ați luat timp să vă uitați încă o dată, bărbații vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trupașuritori, a vostru le are pe toate? Nu, așa-i? Poate cât jumătate sau cât are? Deloc. Altul de săpărcit. N-am venit din la biserică, de ok. Deci avem până acum doi de săpărcit. Este una care zice, fratea meu, totuși nu le are chiar pe toate. Ce mi s-ar părea mie cinstit? Să te uiți ca soție și să spui, stai un pic. Are apostolul Pavel dreptate. Așa-s bărbații vremuri din urmă. Păi are. Bun, înseamnă că bărbatul meu lucrează cu din ăștia, întâlnește din ăștia. De ce el nu-i ca ei? De ce nu-i bărbatul meu ca ăștia? De ce nu? Și e ușor? Bun, când i-ai spus ultima dată la bărbat? Bărbatul, citind Scriptura, i-am văzut pe ăștia descris aici, eu am numărat, tu în 7 domenii nu ești ca ei. Vino să te-ți și să mulțumesc Domnului pentru tine. Pentru că întrebarea mea, ție ți-e ușor să nu fii ca el? Nu. Ți-ar fi plăcut într-o zi să vină bărbatul și spună, băi, mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine, că tu nu ești care. Ah, da. Și tu de ce mi-ai zis? I-ai zis, aaa, asta e partea frumoasă, eu știu să aleg, am călăuzit, da? I-am zis și o să-i mai zic. E, cum trebuie să faci să spui bărbatul? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru astea 7 unde ești bine. Mai sunt 7 din primii și cu ajutorul Domnului și al meu, în următoarea perioadă le scoatem și pe alea de pe listă, cu rugăciune, cu bucurie, cu lacrimi, cu post, cu exemplu, și tot una câte una tot le scoatem până o să spun, Domnule, a meu n-are niciuna din astea, că le are de pe altă listă. Al lui Hristos, da? Aleluia! Deci eu iau o temă de casă, vă duceți și vă uitați și notați. Măi, asta n-are nevasta, asta n-are și spui, mulțumesc frumos că astea nu le are. Și o să vă rog Domnului să nu le ai niciodată. Și o să te ajut să nu le ai niciodată. Și la astea două care mai trebuie reparate, cu înțelepciune, cu răbdare, o să lucrăm împreună să le spatem și pe astea. Amin? Amin. Putem încheia ziua de astăzi cu o nuntă. Poate. Da. Mulțumesc! Uite, tu dă-l mirele și ia mirea asta, e listă. Dați-i, e listă să vedeți dacă eu cu fratele îi cunosc. Care listă? Din aia, al lui Pavel. Ce zic, din lista mea. Dă-mi un băiat de acolo, care vrei tu, care e din surat? Nu măi, din Scriptură, măi, ce el să uită. Hai că de lista asta? Da, ea deja are mirea asta. N-aș lua niciunul. Cum? N-aș lua niciunul din lista asta. Că mă, nu tu te însori. Dă tu, ai un fecior de acolo. Dă să vedem dacă putem însora. Dar e bun? E bun? E bine? Acum eu vreau să văd pe care îl dă ea și vreau să văd mireasa. Ce mireasă îi dăm la... Între publicul sau? Întreabă publicul, da. Ajutați-mă. Ce? Pe care vreți să-l pună în noastră? Iubitorul de bani. Care? Păi iubitorul de bani. Deci avem un băiat super, iubitor de bani. Are o calitate, da? Alege eu mereu asta. Mi-e înfrânat.
fără frâng. Deci gândiți-vă, vedeți, noi glumim, dar voi, apropo, că sunteți părinți, aveți grijă ce copii creșteți. Că voi ne aduceți aici să-i curunăm. Că dacă tu mi-aduci iubitor de bani și ea mi-aduce iubitoare de plăceri, eu cu fratele ce pun? Că mă aduceți doi iubitori de bani, nu? Și noi cerem binecuvântarea Domnului. Dar ce se iasă din doi iubitori de bani? Bogați? Din doi iubitori de bani, în prima fază, o să fie doi care muncesc și să rup și cu tare că le trebuie bani, după aia nu o să le ajungă banii, și dacă o să aibă milioane, apoi o să întrebe care câștigă mai mult și care cheltuie mai mult, și apoi o să înceapă procesele, că tu nu, și tu cheltuiești, ai cheltuit cu un euro mai mult, și o să fie o familie drăcească, dar nu domnul drăcească. Noi, dragii mei, asta să nu uitați, noi cununăm ce ne dați voi. Noi facem plăcinte din făina care ne-a dat voi, cu drojdia care ne-a dat voi, cu brânza care ne-a dat voi. Și dacă ne dați brânză care pute, mă scuzați, acum că suntem în pauză, de unde să facem noi parfumul lui Hristos? Păi ce crezi? Că într-o zi la cununie ne-am făcut minunea și gata, invitorul de bani a devenit la nuntă, invitor de Dumnezeu. Firesc, a devenit o... Nu. Apropo, care aveți copii, dacă vreți gineri buni, vreți nurori buni, creșteți copii buni. Și atunci, dacă aduci familie, materie primă bună, sper să iasă ceva bun cu ajutorul lui Dumnezeu, da? Deci dacă îi dai iubitor de bani și iubitor de bani, se nenorocesc împreună, da? Că numai bani și nu știu ce. Dacă dai un iubitor de bani și un iubitor de Dumnezeu, iar e catastrofă. Hai să cununăm doi sălbatici. Că ăștia fac copii. Păi dacă îi cununăm doi sălbatici, o să fie anunți în ziar. S-a deschis o nouă grădină zoologică. Păi pe bune, din doi sălbatici ce o să iasă? Ce o să iasă? Trei sălbatici, da? Sau șapte, da? Apropo, n-ați zis voi careva că copiii voștri o leagă cam sălbatici? N-ați zis, nu. Mă gândeam cine i-a făcut. Și pe cine seamă. Deci ne întoarcem. Dacă vrei motive de apreciere, uite-te la ce e în lume. Și în primul rând apreciază că soțul și soția ta și copilul tău și alții nu sunt ca cei din lume, ar putea fi. Plătesc un preț. Și uneori niciodată nu știm cât e prețul de mare plătit de celălalt ca să nu fie ca ceilalți. Să apreciem lucrul ăsta, iar dacă undeva trebuie de corectat, să ne ajutăm unii pe alții. Că toți sunteți în pauză, întrebarea, dar ăștia nu erau din lume. Sper că nu să ziceți că ăștia erau din biserică. Stai să... Noi din ce carte am citit? Din Timotei? Deci, bătrânul păstor Pavel îi scrie lui Timotei, dar Timotei ce era? Bun, și ce meserie avea? Ce slujba avea? Era păstor. Păstorul bisericii. Și un păstor bătrân îi spune la un păstor, nu știu, ce discuție se astea între păstori? Că doar noi nu avem un biserică, nici iubitor de bani, nici lăudăroși, nici plăgătitoare, nici vânzătoare. Ce discuție avem noi pe oare? Să diavol. Așa zic și eu. Discuția preventivă. Timotei, vezi că frații și surorile fac evanghelizare. Ei nu sunt așa. Dar să le spui surorilor când se duc și întâlnesc clevetitoare, ele să nu devină clevetitoare pentru că a vorbi de rău este păcat. Ci ele pe clevetitoare să le aducă la ascultare de Hristos. E faină ideea, așa-i? Da, am început. Dacă ai citit tot capitolul, poate că ți-ai mers un om cu părere, că n-ar fi numai preventiv. Și unde trebuie să avem grijă, fraților? Uitați-vă și în poporul Israel, uitați-vă și în Noul Testament, Dumnezeu face alegerea pentru Abraham,
Avram este diferit de lume, familiile care se nasc din Avram sunt diferite de lume, încearcă, se duc evrei în Egipt, sunt diferite de egipteni, cei mai mulți. Ies evrei din Egipt și sunt diferiți de cananiți. Și în prima fază, diferența este evidentă. După o vreme, deși avertizează Dumnezeu, evreii ajung cum? Ca cei din Canaan. Și vine faza a treia, în care spune Dumnezeu, ați ajuns mai răi și mai păcătoși decât cananiții pe care eu i-am izgonit. Vreți să sărim în Noul Testament? Corinteni, nemernici, păgâni, putare. Li se duce Evanghelia, se întorc la Hristos. Diferența este colosală între un corintian păgân și un creștin care îl cunoaște pe Hristos. Trece o perioadă și din ce citești, corintenii încep să se asemene foarte mult cu lumea. Și apoi scrie Pavel, fraților, au ajuns să fie lucruri între voi în biserică pe care nu le găsești unde? Între păgâni. Mamă, ce progres facem noi! De asta am spus, n-ar fi bine să facem progres în cele sfinte. Știți, Cornilescu este un pic mai bun în traducerea lui, când zice, mă rog să fiți înțelepți în ce privește binele, iar în ce privește rău să fiți proști. Să zică lumea, bă, proști sunt pocăiții ăștia, nu știu să facă niciun rău. Ați auzit chestii de... Nu, ei nu neșine. Dar pot fi chestii din astea, bă, ce și mie că zici, ok, ce e un văd pe ăștia? Să ajung la concluzia în familie. Bă, a mea nu se pricepe la rău, mă. A mea nu se pricepe, da? Câteodată chiar nu pricepe. Ei, ne întoarcem la bucurie lui Hristos și bucurie celor mei. Amin? Amin. Cerem Domnului putere. Amin. Și poate când ne rugăm, spune, Doamne, principial, te rog, ajută-mă să-ți fac bucurie ție, în adevăr, în cuvânt, să fac bucurie celor dragi, dar ajută-mă să nu uit tema de casă, că trebuie să citesc. Eu aș începe de astăzi, dacă aș vrea să fac normă. Pot termin mai repede, nu-i bani, poate citesc de două ori. Și dacă unii putem să ne gândim la mai mult, Doamne, să-ți fac bucurie ție, să fac bucurie celor dragi, să fac bucurie bisericii, fraților și surorilor de credință, și ajută-mă să fac bucurie și celor care nu-mi fac bucurie. Să fiu la nivelul acela în care ei așa și eu altfel, pentru că dacă este cineva în Hristos, este un soț, o soție nouă, cele vechi, nărate sau chestii. Le mulțumim frumos, au citit cum s-au descurcat. Domnul să vă binecuvânteze, mulțumim. M-am ținut un pic aici. Bun, haideți să ne ridicăm la rugăciune. Și am nevoie de o familie să vină aici în față, care să încheie cu rugăciune. O să vă las să vă rugați un pic fiecare, cum doriți. Și apoi, spre exemplu, cum aș prefera eu, care sunteți cu nevastă aici, sunteți privilegia toate pe urmă cu nevastă. Ce vrei tu să spui așa? Să te audă și ea, să nu te audă alții. Dar după asta vreau să vină o familie și să mulțumească lui Dumnezeu pentru dimineața aceasta. Care e familia care se oferă? Nu chiar toți. Voi, înțeles că vă oferiți, haideți în față, nu? Eu am lumină. Și văd care se oferă. Dar prima dată îi lăsăm. Ne lăsați un pic.